Bă, Vandel, bă, și cum o simt? Că mi-a viteaz pe câmpie la Oituz, Mărăjești, 1880, în Marea Unire. Bă, trădat! Trădat de prietenii mei, de generalul Basta! Toți mi-a întors spatele! Păi vine, mă, noi suntem prieteni? Sau ce, mă, dracu' său? Vin la tine, facem grătare. Vin la mine, facem grătare. Le pupăm pe gură, facem planuri de viitor. Știu ce faci, mă? Bă, deci, fericel! Mi-a furat lucrarea! Bă, du-te, mă, de aici, eu nu cred că ți-a furat lucrarea, mă. Păi că zic că mi-a furat lucrarea, dă invidie. Și deci mi-a furat, a fost la din aur la nevastă acasă, am întrebat, unde e, mă, Firicel? Și că la lucrare. Mi-a furat lucrare. Deci eu, dacă îl văd pe Firicel, îl scui pe noi. Hai, noroc. Ce faceți, mă? Uite, bem și noi o bere. Dai, mă, și tu o bere. Mandele, dai, mă, și tu o bere. Dau, mă. Vili, o bere. Ce-i îmbătești așa supărat? Păi cum, de ce e supărat? De unde vii, Firicel? Acum? Nu acum, mâine. Bineînțeles că acum. De unde vii? De la o lucrare, mă. De la o lucrare. Și lucrarea cum e ea? Cum a fost? Grea? Așa, așa, așa. Am terminat-o repede. Cred că dacă zic eu nu ia bărbasul, o rezolva și el, dar el nu se pricepe la scule și nici n-are scule și atunci n-ai cum. Mă duc și mâine, mă. Păi și unde e lucrarea asta, mă? Ce? Lucrarea, zic, unde? La Slobozia? Păi, exact. La Slobozia, da. Păi ești prost. Păi ești nebun. Păi, deci. Asta plec, pentru că mie nu-mi place să stau la bere cu jigodile. Ce-are asta cu tine, măi? Spura pe tine că te-a făcut jigodi. Cum? Pe tine, s-a uitat la mine, dar pe tine te-a făcut jigodi. Adică era cu fața la mine, dar el s-a uitat la tine, să știi. Cum, mă, nu știu eu? Păi el e cu fața așa, dar s-a uitat așa. Știu eu. Cu ce l-ai spărat? Vezi că e răzbunător? Am venit să îmi cer scuze în numele la prietenul meu, Firicel al lui Cimpoaie, care știți că eu cu el sunt ca frații. Pentru că ți-a zis că ești prost. Poftim. Așa am zis și eu. Zic, mă, înțeleg rușine. Vorbesc și cu dumneavoastră. Că ești prost, de bubuiți. Și că ori ești, nu știu dacă ești mai mult prost sau mai mult urât. Adică și că ești urât. Și a zis, de față cu toată lumea, că dacă zicea doar mie, mai zicea, hai mă, a zis așa. Dar nu, el a zis, sau de toți. Lasă-mă, n-are nimic, la beție nu se pune. N-am înțeles. Păi mai fac și eu de asta când iau pe ulei. Corect. Păi mai mi se întâmplă și mie, că mai beau chiar să zic de unii că e proști. Dar el nu era surpriză, era treaz. De 2 săptămâni n-a avut nimic, am stat numai cu el. Treaz, nu l-am văzut niciodată, sticlă era. Și mai zicea și de soția dumneavoastră. Ce zicea? Nu pot să spun, că zicea că... Să-i fac și să-i dragă și să-i cădă în principiu. Zicea că ce panaramă e. Și ea și măta. Și măta mare. Dumnezeu să o ierte. Și că la nevastă a trecut jumătate de sat și a capsat. Panaramă. Ce, mă? Exact. Așa am zis și eu. Zic, bă, ăsta nu ți-e rușin să vorbești așa de soția lui domnul Limba? Bă, te mă, dracu, de aici! M-a și sipat la mine și gata, de față cu toată lumea acolo că el este la oaie. Acum, acolo, te rog frumos, să nu te gândești să te duci să-l calci în picioare și să-i rupi capul și să-l faci carne de mici. Te rog eu frumos să nu, că noi suntem prieteni și chiar țin la el. Și dacă e supărat, e la oaie, Firicel la lui Cimpoaie. Da, acum, Ana, o zi bună în continuare, mă scuzați că v-am interpelat.
Bă, Celentan, mă, ce lucrare ți-am furat eu ție, mă? Tot în clipa asta, fericele, pentru mine nu mai ziști. Bă, zi, mă, ce lucrare, că mi-a zis Pandele că nu știu ce lucrare ți-am furat eu ție de la Slobozia, că așa ai zis. Ce lucrare, mă? Nu știu ce lucrare. Mă, n-am dat dracu, nu știu ce lucrare. Nu. Lucrarea de la Slobozia, de la domn profesor Fericele, care tu așa ai făcut toată viața. Pac! Ai văzut că am plecat pe o cărare, m-ai juntit, mi-ai făcut, mi-ai mai omorât. Ce-am făcut, mă? Ai omorât poetul. Bă, ce poet am omorât eu, că n-am omorât pe nimeni? Am omorât poetul din mine! Am omorât poetul din mine, metafora era asta, care putea să fiu Fericele, că și la domn profesor, când aveam eu lucrare, puteam ca să fac Luceafărul partea a doua, să-mi facă și mie statuie în Cimigiu. Și, bă, murei, dacă luam și eu un premiu Nobel bă, de literatură... Bă, mă, nu mă cu prostiile astea odată, că nu ți-am furat eu nicio lucrare ție, bă. Te roade vinovăția, Fericele, să vede. N-am văzut ce să-ți fac. Cum? Că când am venit eu de la lucrare și ți-am povestit toate alea care le-am făcut, tu ce ai făcut? În loc să mă aduci acasă, să ai grijă să dorm, să vii dimineața să mă trezești, să mă pui pe microbus, să mă duc, să îmi împlinesc eu steaua mea de literatură, tu ce ai făcut? Ai turnat la băutură în mine ca să nu mai pot eu ca să ajung acolo la lucrare să... M-ai zinut aici am mocir la asta. Mi-ai distrus viitorul, rușin. Bă, tu nu cu mine ai băut, mă, nebunule. Tu ai băut cu Ardiles, mă. Cu Ardiles? Cu Ardiles ai băut toată noaptea. M-am trezit cu tine la poartă la 6 dimineața în curul gol și recitai poezii. Te-am pus în roabă și te-am dus acasă, nu ți-a luat eu nicio lucrare, nebunule. Bă, nebunule, că ești un nebun, bă, n-am fost, mă, și am întrebat-o pe nevastă, zic, ia-mă, unde e Fericel? E la lucrare, așa mi-a zis. N-am fost, bă, la nicio lucrare, nebunule. Dar mai devreme, când eram cu Pandele, n-ai zis, mă, că ai fost la lucrare la Slobozia? A? Aud? Bă, ce vrei, bă, să zic dacă eu veneam de la nevastă sa? Că eu la nevastă sa am avut lucrare. Asta era lucrarea nevoastră cu Pandele? Da. Și eu am băut cu Ardiles? Toată noaptea, n-auzi? Cum să-ți iau, mă, ție lucrarea? Nu ești tu prietenul meu cel mai bun? Nu sunt eu prietenul tău? Îți fur ție lucrările, ce-i? Iartă-mă, Fericele. Băi, bă, de ce să te iert, mă? Ce vrei, mă? Dai și tu o bere. Iartă-mă. Stai, mă, mai încet. Iartă-mă, Fericele, dar n-am, nu m-am gândit că o să fie chiar în halul ăsta, adică... Aoleu, stai, mă, băi, băi. Mai omorât, toate ducea lucrurile în punctul în care am ajuns. N-am vrut. Haide, bă, gata, lasă-mă în pace că mă lămuri și cu tine. Nu, deci iartă-mă, chiar că n-am ce să fac. Ce faceți, mă? Aoleu, ce-ai făcut, mă, Fericele? M-am bătut cursul. A fost o necocodanță care... În principiu, am plecat de la lipsa de comunicare, care promit că nu mai să se repete. Ce, mă? În sensul că mă întorc la Alfa și Omega. Eu vin la tine ca să ne întreb unde se fie Ricea. Da. Bun. Tu mi-ai zis că ești pe calea lucrare. Așa. În clipa aia, în capul meu s-a produs niște chestii care... M-au avut eu niște complicați, niște astea. Am executat niște operațiuni care nu s-a potrivit. Și... El n-a fost la lucrare. El a fost la femei. El așa zice, la lucrare, că zice că m-au luat la lucrare, dar a fost să zice la femei, nu mă? Ce avem de mâncare? O ciorbă de fasole. Thank you.
Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.